Tu, drag elev, ai conștientizat că regulile fac parte din viața ta, că ele sunt făcute să te protejeze și să te ocrotească. Știi că acestea formează legea. Da, legea este o regulă obligatorie, stabilită de stat, care trebuie respectată de fiecare dintre noi. Când cineva încalcă o lege, pot apărea mai multe consecințe. Adică, o persoană ar avea de suferit, iar persoana care provoacă suferința ar trebui să fie sancționată. Da, cine greșește, plătește. Să știi că fiecare țară are un set de reguli. Acestea sunt aranjate într-un document oficial sub formă de legi. În România, acest document oficial se numește Codul Penal și acesta este emis de către Parlament. Nici o persoană nu poate încălca legea fără să fie pedepsită și nu poate fi scuzată pe motiv că nu a cunoscut-o. În timpul interacțiunii tale cu alte persoane, în mod accidental, neintenționat sau din contră, în mod voit, interesat, poți provoca o durere, o suferință îți propun să-ți aduc la cunoștință cum se încadrează fapta săvârșită de tine în funcție de gravitatea ei. Vârsta de 14 ani reprezintă momentul de la care minorii care încalcă legea pot fi sancționați. Astfel, în funcție de gravitatea faptelor săvârșite, răspunderea poate fi penală în cazul infracțiunilor și contravențională în cazul în care faptele săvârșite nu sunt foarte grave. Contravenție sau infracțiune? În cele ce urmează, îți propun să aflăm împreună răspunsul la această întrebare.